Doamna doctor, explicați-ne ce este cancerul de col uterin. Cancerul de col uterin este o tumoră. Tumoră înseamnă o creștere exagerată a unui anumit tip de celule. Asta este. O creștere de neoprit. Prin ce diferă cancerul de col uterin de celelalte forme de cancer? De cancer genital. Cancere, nu? Da. Prin ce diferă? În primul rând, prin locul unde apare, la nivelul colului, din celulele colului, care sunt de două tipuri. Poate ar trebui întâi să vorbesc un pic despre col. Nu? Deci colul are o suprafață exterioară cu celule de tip pavimentos și o suprafață interioară, ele ca un borcănaș, în interior are celule glandulare și din aceste două tipuri de celule se pot dezvolta tumori benigne sau maligne. Cam care este incidența cancerului de col în România sau în lume? Incidența cancerului de col în România este mult mai mare decât în alte țări. E vorba de industrializare și de civilizație. În general, țările civilizate au un procent mai mic de număr de cancer de col pentru că screening-ul și urmărirea este mult mai bună și adresabilitatea pacientelor către medic este mult mai ridicată. În România, incidența e în jur de 33% de mii de cazuri, dar este destul de mare, chiar dacă așa pare mic, nu? Este destul de mare. Cum se poate diagnostica în stadii incipiente cancerul de col? În primul rând, ca metode diagnostice, avem citologia, colposcopia și biopsia. Prin aceste trei metode putem diagnostica. Citologia, adică testul Babeș-Papanicolau, se recoltează de la nivelul colului și de la nivelul exocolului. Exocolul este epiteliul de suprafață, endocolul e cel din interior, de care vă spuneam. Se recoltează celulele care se exfoliază, așa cum se exfoliază și pe piele, să zicem, celule, și se întind pe o lamă, se urmăresc la microscop și se văd dacă ele sunt normale sau anormale. Adică dacă au, ele trebuie să aibă o anumită structură, dacă sunt altfel decât celulele normale. E o metodă invazivă? E dureroasă? Nu este o metodă invazivă, nu e dureroasă. Se folosesc spatule de lemn sau periuțe care doar mângâie, să zic, suprafața respectivă. Ce ne puteți spune despre celelalte metode de diagnosticare? Colposcopia este o metodă care ajută citologia și datele celor două se coroborează și se iau hotărârea de biopsie sau nu. Ea se face la nivelul exocolului, deci suprafața exterioară pe care medicul o vede la examenul cu valve, atunci când se face examenul cu valve. Se vede și pe curat, deci fără să se dea cu soluții, dar după aceea se dă cu două soluții, acid acetic și Lugol, și se urmăresc anumite imagini. Se face o diagramă cu imaginile respective și imaginile respective pot fi normale sau pot arăta leziuni minore sau leziuni mai grave. Și toate acestea se văd la un microscop sau în ultimul timp se pot folosi și camere și te poți uita direct pe monitor, poate să vadă și pacienta. Și datele celor două, v-am zis, se coroborează și se ia hotărârea dacă trebuie făcută biopsie, ERAD, adică electrorezecție cu ansa diatermică. Electrorezecție cu ansa diatermică de la suprafața colului se ia o porțiune de câțiva milimetri, care după aceea se studiază la biopsie și se vede tipul histopatologia, adică structura internă a țesutului. Ce se mai poate folosi? Se mai poate folosi și testul cu HPV, testarea HPV, dar numai în anumite situații. Se face o dată pentru a vedea dacă e necesar să facem vaccinul și, de fapt, asta vreau să zic, între 9 și 15 ani și se poate face și între 16 și 26 de ani pentru că dă o bună imunizare dacă nu avem tipurile respective și chiar dacă le avem, ne ajută să aflăm că nu le avem, dar tot ne ajută să facem vaccinul, ca și pacient.
Testarea HPV ne ajută în primul rând dacă citologia este de un anumit tip, ascus se numește, referitor la ce spuneau unii pacienți sau unii cititori sau cum să le zic, așa. Citologia aceasta de tip ascus are indicație de testare HPV, ne ajută foarte mult în a lua o decizie diagnostică sau terapeutică. Am înțeles. Să explic ce înseamnă ascus, poate ne ajută. Da. Ascus înseamnă celulele acestea squamoase de la nivelul exocolului, atipice însă, dar de semnificație nedeterminată. Deci asta înseamnă ascus, prescurtarea aceasta. Deci este o modificare echivocă pentru cel care studiază lama aceea de citologie de Babeș și Papa Nicolau și de aceea ne ajută foarte mult testarea pentru HPV. Pentru că persoanele care au HPV o să meargă mai departe cu diagnosticul și cu tratamentul, iar cele care nu au, le scoatem din urmărire și le urmărim la un an numai prin citologie. Deci ne ajută să scoatem de sub urmărire și să considerăm că leziunea respectivă nu e gravă dacă HPV-ul nu este negativ în acest caz. Deci eu, ca pacient care am o suspiciune, merg la doctor și fac un test Papa Nicolau. Da. Înțeleg că în funcție de rezultatele acestui test urmează să fac o colposcopie și o testare HPV în anumite situații. Deci în situația aceasta cu ascus. Aici ne ajută foarte mult. Pentru că putem elimina, și aici e un mare procent la aceste modificări ascus, e un mare procent de persoane care sunt HPV negative și le putem elimina și le putem considera sănătoase și le urmărim normal la un an de zile cu citologie. Și toate aceste proceduri sunt urmate sau nu de biopsie în funcție de rezultatele pe care le primim, nu? Da, adică în alte situații, leziunile acestea precanceroase ale celulelor squamoase se numesc de grad scăzut, L-SIL, poate pacientele au întâlnit așa ceva, sau HI-SIL, H-SIL. Așa. Pentru L-SIL se poate folosi citologie, dar testare HPV nu mai are valoare, pentru că în aceste cazuri procentul de persoane infectate cu HPV este foarte mare și nu mai are valoare. Nu ne mai ajută să eliminăm un procent mare de persoane, să le considerăm sănătoase. Și nici în situația HI-SIL, pentru că aici este indicată direct colposcopie și biopsie. Deci în leziunile de grad înalt, care histopatologic dă cinul acela 2 și 3. Histopatologic înseamnă țesutul biopsiat, studiat. Să luăm exemplu unui diagnostic pozitiv, deci unui diagnostic de cancer. Care ar fi variantele de tratament? Dacă este carcinom in situ, ca variantă de tratament se poate face și conizație, dar conizația trebuie făcută cu margine de siguranță, adică în țesut sănătos, adică marginile țesutului rezecat să fie sănătoase. Dacă este carcinom in situ, ce înseamnă? Limitat numai la nivelul epiteliului. Colul are un epiteliu, înseamnă o suprafață de înveliș. Epiteliul acesta, suprafața aceasta de înveliș, dacă e limitată numai aici, deci carcinomul in situ, se poate trata și așa. Dacă nu, e tratament chirurgical, histerectomie totală, adică se scoate și uterul, se scoate și colul și în anumite situații, pentru persoane care nu-și doresc copii sau au o anumită vârstă, se pot scoate și ovarele pentru mai mare siguranță. Ce mai poate fi folosit pentru stadiile incipiente, când cancerul este limitat numai la col, mai poate fi folosită radioterapia înainte de tratamentul chirurgical, radioterapie care se folosește direct pe col, se numește brahiterapie, sau generală, telecobaltoterapie. Iar pentru cazurile care sunt în stadii avansate și pe acestea încercăm noi să le evităm foarte mult, de aceea se insistă mult pe supraveghere, pe screening cu citologie, colposcopie, testare HPV în anumite situații și biopsie. Pentru cazurile acestea mai rămâne chimioterapia ca metodă paliativă sau care ajută. Care sunt metodele de tratament în cazurile mai simple, să zic așa, de leziuni precanceroase? Da, deci în cazul leziunilor precanceroase, adică aceste leziuni,
o pacientă vine la cabinet și spui aveți o rană de col sau aveți o leziune pe col. Și te întreabă, ceea ce m-au întrebat pe mine pacientele, ce înseamnă, ce am. Mă rog, deci poate să fie o inflamație, o inflamație dată de o infecție, o atrofie, o dată de microorganisme, în funcție și de vârsta pacientei și de statusul hormonal, de foarte mulți factori. Sau poate să fie leziunile acestea precanceroase, pe care noi le vânăm, ca să nu se ajungă la cancer. În cazul acestor leziuni precanceroase, metodele de tratament mai vechi erau cu electrocauterizare. În ziua de azi nu mai sunt recomandate, pentru că electrocauterizarea ardea doar ardea suprafața respectivă și nu aveam o piesă de biopsie. În ultimul timp se face rad electrorezecție cu ansa diatermică, cu o ansă subțire, așa să zic, nu știu, ca un fir de ață, de păr, e foarte subțire, care și arde, și taie, și îți furnizează o bucată de țesut care poate fi studiată histopatologic. Deci se fac secțiuni, se studiază la microscop și se vede exact despre ce e vorba. Deci se preferă acest ERAD pentru leziunile exocolului, pentru suprafața colului pe care o vede medicul când face examenul cu valve. În cazul leziunilor endocolului, suprafața din interior, că el arată, să zic, cum să zic, ca un păhăruț, ca un pahar, pentru interiorul lui se pot face conizații. Conizații, adică se rezecă o porțiune de țesut ca un con, ca să pătrundem în interiorul păhărălului, acolo unde avem leziunea respectivă. Și se elimină toate celulele afectate sau toată zona afectată. Se vede ca, deci se urmărește de asemenea să existe margine de siguranță în țesut, margine sănătoasă, ca să fie în țesut sănătos, să nu ne rămână leziuni restante. Explicați-ne cum ne ajută și în ce constă tipajul HPV. Tipajul HPV se recoltează foarte simplu, cu o periuță, se poate lua în același timp și citologie, dacă se folosește citologia în mediul lichid. Și se face la laborator, da, prin determinarea ADN-ului, tipului de ADN al HPV-ului. HPV-ul e format din foarte multe familii, are foarte multe subtipuri, are o foarte mare variabilitate și adaptabilitate. Tipajul HPV ne ajută în primul rând pentru a preveni cancerul cu ajutorul vaccinului. Pentru că dacă noi facem tipajul HPV și nu avem tipurile conținute în vaccin, putem face vaccinul chiar la o vârstă nerecomandată. Vârsta recomandată, cred că am mai zis că e între 9 și 15 și 16 și 26, se poate face și după 30 de ani, dacă nu ai tipul 16 și 18, este tipul de HPV care are risc înalt de cancer de col, se regăsește în vaccin. Dacă noi ieșim negativ sau persoana respectivă este negativ la aceste tipuri, se poate face vaccinul și la 30 de ani și la 40 de ani. Te protejează, te ajută. Așa. Cum ne mai poate ajuta? În cazul leziunilor ascus, despre care v-am vorbit, deci încă o dată zic, celule scamoase atipice, celulele de exocolului, numai că nu sunt normale, sunt atipice și au o semnificație nedeterminată. Așa se numesc ele. În cazul acesta ne ajută pentru că eliminăm aproape 50% din paciente de la riscul de a face cancer de col uterin pentru momentul acela și pentru câțiva ani. Asta se poate repeta, adică e bine să se repete, normal, nu pentru toată viața. Așa. Și cam atât. Deci astea sunt cele două situații în care ne poate ajuta. Ce alte boli mai poate provoca prezența virusului HPV în organism? Mai sunt și ele generează și tumori benigne, se numesc condilome acuminate sau verruci. Virusul acesta are tropism și pentru piele, nu numai pentru mucoasa colului uterin și pentru alte mucoase și pot apărea verruci și plantare și palmare, deci la nivelul palmelor, ale tălpilor. Și la bărbați poate să dea condiloame acuminate, arată așa ca niște alunițe, sunt asemănătoare, dar nu sunt la fel cu alunițele.
aceste tumori benigne. Poate să dea și cancer penian la bărbați, și cancere orofaringiene la femei, deci mai pot da. Spuneți-mi cum acționează vaccinul anti-HPV? Vaccinul anti-HPV nu conține virusul atenuat, să zic, conține niște particule asemănătoare cu virusul, care determină producție de anticorpi. Acești anticorpi ne apără de prezența virusului.